De tema cunoașterii voii lui Dumnezeu și a dăruirii de sine voii lui Dumnezeu se leagă cât se poate de strâns tema ascultării, căreia starețul Siluan îi dădea cea mai mare însemnătate nu numai în viața personală a fiecărui monah și creștin, dar și în viața întregului trup al bisericii, a întregii sale pliniri. Starețul Siluan nu avea ucenici în înțelesul obișnuit al cuvântului, nici nu ședea la catedra învățătorului și nici și el nu fusese ucenicul vreunui anume stareț, ci se formase asemenea celor mai mulți monahi atoniți în șuvoiul predaniei obștești, nelipsita prezență în biserică la dumnezeieștile slujbe, ascultarea și citirea cuvântului lui Dumnezeu și a scrierilor sfinților părinți, convorbirile cu alți nevoitori din Sfântul Munte, paza neabătută a posturilor rânduite, Ascultarea față de egumen, de duhovnic și de mai marele la ascultare. O însemnătate cu totul deosebită dădea ascultării duhovnicești lăuntrece față de egumen și de duhovnic, socotindu-o o taină a bisericii și un dar al harului. Ducându-se către duhovnic, el se ruga Domnului ca prin slujitorul său să-l miluiască, să-i descopere voia sa și calea către mântuire și știind că primul gând ce se naște în suflet după rugăciune este îndrumarea cea de sus, el prindea primul cuvânt al duhovnicului, primul semn, și nu ducea convorbirea mai departe. În aceasta și constă înțelepciunea și taina adevăratei ascultări, al cărei cel este cunoașterea și împlinirea voii lui Dumnezeu și nu a omului. O astfel de ascultare duhovnicească fără încontrări și împotriviri, nu numai exprimate, ci și lăuntrice, nevădite, este singurul temei pentru a-și însuși predania vie. Via predanie abisericii, curgând de-a lungul veacurilor din neam în neam, este una din laturile absolut esențiale și în același timp subțiri ale vieții ei. Acolo unde, din partea ucenicului, nu este nicio împotrivire față de povățuitor, sufletul acestuia, care răspuns în credere și smereniei lui, se deschide ușor și poate chiar până la capăt. Dar de cum se ivește fie și cea mai mică împotrivire față de duhovnic, numai decât se taie firul curatei predanii și sufletul povățuitorului se închide. În zadar gândesc unii că duhovnicul este tot așa, un om nedesăvârșit, că trebuie să explici totul în amănunt, altfel nu va înțelege, că el poate ușor să greșească și deci trebuie să-l îndreptezi tu. Cel ce se împotrivește și își îndreptează duhovnicul se pune deasupra acestuia și de acum nici nu mai este ucenic. Da, Nimeni nu este desăvârșit și nu este om care ar îndrăzni să învețe ca Hristos, care învăța ca unul care avea stăpânire, căci tema învățăturii nu este de la om și nu este după om, ci neprețuita comoară a darurilor Duhului Sfânt în vase de lut se păstrează. Nu numai neprețuită, dar, prin caracterul său și de nedescoperit, și numai cel ce urmează calea nemincinoasei și de plinei ascultării, pătrunde în această tainiță. Cel ce se spovedește cu bună înțelegere se poartă față de duhovnic astfel. Își spune gândul său nu în multe cuvinte sau își descrie esențialul stării, iar apoi lasă duhovnicului libertate. Acesta, rugându-se din prima clipă a convorbirii, așteaptă îndrumare de la Dumnezeu, iar dacă simte în sufletul său vreo încunoștințare, își dă răspunsul, după care convorbirea vorbirea urmează a se opri. Căci dacă primul cuvânt al duhovnicului este scăpat, se slăbește și lucrarea tainei, iar spovedania se poate preface într-un simplu dialog omenesc. Dacă ucenicul și duhovnicul păstrează dreapta atitudine față de taină, atunci în cunoștințarea de la Dumnezeu se dă curând. Dacă însă, pentru vreo oarecare pricină, în cunoștințarea nu vine, atunci duhovnicul poate cere mai departe lămuriri și numai în acest caz sunt ele îndreptățite. Dacă cel ce se spovedește nu dă atenția cuvenită primului cuvânt al duhovnicului și îl împovărează cu lămuririle sale, prin însă și aceasta el își vădește neputința credinței și a înțelegerii și urmărește o dorință ascunsă de a-l înclina pe duhovnic către propriul său gând, Într-o astfel de împrejurare începe o luptă psihologică despre care Apostolul Pavel a zis că nu este de folos. Credința în puterea tainei, credința că Domnul iubește omul și că niciodată nu-l va părăsi pe cel ce s-a lepădat de propria voie și judecată pentru numele lui și sfântă voia lui, face pe ucenic neclătinat și nepătimaș. Odată ce a primit de la Duhovnicul său poruncă sau doar o simplă îndrumare, Ucenicul, în avântul său de a o împlini, disprețuiește însă și moartea. Iar eu cred că aceasta este pentru că el a trecut de la moarte la viață. Starețul Siluan, din primele zile ale călugăriei sale, a fost un astfel de ucenic desăvârșit, drept care, pentru el, tot duhovnicul era un bun povățuitor. El spunea că dacă monahii și îndeopște credincioșii vor asculta de duhovnicii și păstorii lor fără a-i judeca, fără critică și fără împotrivire lăuntrică, atunci și ei vor dobândi mântuirea și întreaga biserică va trăi viața de plină. Calea lui era una pe care, de va merge cineva, de grab și ușor va primi darul mare milostivirea lui Dumnezeu. Însă cei ce-și urmează propria voie și propria minte, oricât ar fi de învățați și isteți, chiar de se vor omorâ cu aspre nevoințe ascetice sau științifico-teologice, abia de vor ajunge a se hrăni cu fărămiturile ce cad de la prestolul milosârdiei. Dar în cea mai mare parte își vor petrece viața închipuindu-și a poseda bogății, când în realitate nu va fi așa. Starețul Siluan spunea, una este a crede în Dumnezeu și alta a cunoaște pe Dumnezeu. În marele noian al vieții bisericești, adevărata și curata predanie a Duhului curge asemenea unui părâu subțire și cine va voi să ajungă în acest subțire părâu, acela va fi nevoit să se lepede de a sa judecată. Acolo unde se ivește judecata sa proprie, neapărat dispare curăția, căci înțelepciune și dreptății lui Dumnezeu îi se opun înțelepciunea și dreptatea omului. Celor ce se încred în propria minte, aceasta li se va părea nesuferit de greu și chiar o nebunie. Dar cel ce nu s-a înfricoșat a deveni nebun, acela a cunoscut adevărata viață și adevărata înțelepciune. Felul stare lui Siluan de a vedea ascultarea ca fiind de neapărată trebuință spre a învăța viața duhovnicească era strâns legat de felul cum privea Sfânta Predanie și Cuvântul lui Dumnezeu. Viața Bisericii o înțelegea ca viața în Duhul Sfânt, iar Sfânta Predanie ca neîntrerupta lucrare a Duhului Sfânt în Biserică. Predania, ca veșnică și neschimbată petrecere a Duhului Sfânt în Biserică, este cel mai adânc temei al ființării ei. Drept pentru care Predania cuprinde în sine întreaga viața Bisericii, până într-acolo încât și însăși Sfânta Scriptură nu este decât unul dintre chipurile ei. De aici reiese că, dacă biserica s-ar lipsi de predania ei, ar înceta a fi ceea ce este, căci slujirea noului legământ este slujirea Duhului, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu celui viu, nu pe lespezi de piatră, ci pe lespezile cele de carne ale inimii. Așadar, de-ar fi ca biserica să se lipsească de toate cărțile ei pentru vreo oarecare pricină, adică de vechiul și noul legământ, Descrierile Sfinților Părinți și de cărțile slujbelor bisericești, atunci predania ar realcătui Scriptura, fie și nu cuvânt cu cuvânt, fie și în altă limbă, dar în esența sa și această nouă Scriptură ar fi înfățișarea aceleiași credințe care odată s-a predanisit Sfinților, arătarea aceluiași Duh, unul care neschimbat lucrează în biserică, arătându-se a fi temeiul ei, esența ei. Sfânta Scriptură nu este mai adâncă și nu este mai însemnată decât Sfânta Predanie, ci, precum s-a spus mai sus, unul din chipurile ei. Acest chip este cât se poate de prețios și prin ușurința lui de a se păstra și prin ușurința de a se folosi. Scoasă însă din șuvoiul Sfintei Predanii, Scriptura nu poate fi înțeleasă precum se cuvine de niciun fel de cercetare științifică. Dacă Apostolul Pavel avea mintea lui Hristos, atunci cu atât mai mult Sfânta Biserică, cel cuprinde și pe Pavel, are mintea lui Hristos. Iar dacă scrierile lui Pavel și ale celorlalți apostoli se numesc Sfânta Scriptură, atunci și noua Scriptură a Bisericii, adică cea de după pierderea cărților vechi, ar fi tot atât de sfântă căci, după făgăduința Domnului, Dumnezeu, Sfânta Trăime, neschimbat petrece în biserică. Greșit să cei care, despărțindu-se de predania bisericii, merg, precum cred, la izvoarele ei, adică la Sfânta Scriptură. Nu Sfânta Scriptură este izvorul bisericii, ci Sfânta Predanie. De-a lungul celor din tâi zeci de ani ai istoriei sale, biserica nu avea scripturile noului legământ și trăia numai după predanie, pe care Apostolul Pavel în epistolele sale îi îndeamnă pe credincioși să o păzească. Este îndeopște cunoscut că toți ereziarhii s-au întemeiat pe Sfânta Scriptură, cu singura deosebire că ei o înțelegeau după sine. Despre o astfel de stâlcire a înțelesului Sfintei Scripturii prin răstălmăcirea ei după propria lor înțelegere, vorbea deja Apostolul Petru. Osebitele mădulare ale bisericii, fără a-i exclude nici pe cei mai buni fii și învățători ai ei, nu ajungă a cuprinde în sine toată plinătatea darurilor Sfântului Duh, drept care, în învățăturile și scrierile lor, se găsesc unele nedesăvârșiri și uneori chiar greșeli. Însă, în întregul ei, învățătura bisericii, care cuprinde plinătatea darurilor și a cunoașterii, rămâne în veci adevărată. Neclătita credință în adevărul învățăturii sobornicești biserici în întregul ei și adânca încredere în tot ce ea a primit și a întărit în experiența sa, se află la temeiul vieții monahului atonit, scutindu-l de orice amatorism netradițional și de căutări orbecăinde. O astfel de intrare prin credință în viața bisericii îl face pe monahul împreună deținător al nemărginitelor ei bogății, împărtășind de îndată experienței sale personale o hotărâtă trăsătură de temeinicie. Învățându-se din Sfintele Scripturi și din scrierile Sfinților Părinți și din cărțile liturgice, nedeșertate cu mur de cuprins dogmatic și de rugăciune, monahul se întâlnește cu o bogăție negrăit de măreață. Drept aceea, nu găsește în sine înclinarea de a scrie și el despre acestea, neputând adăuga ceva esențial nou. Dar când în viața bisericii se ivește o adevărată nevoie, atunci se scriu noi cărți. Fiecare nouă carte ce pretinde a se alătura învățăturii bisericii sau a o înfățișa, se supune judecății bisericii care, fie și încet, încearcă și ispitește toate laturile și mai cu seamă înrăurirea învățăturii ei asupra vieții. Acest criteriu al înrăuririi învățăturii asupra vieții are o deosebită însemnătate în vârtutea strânsei legături între conștiința dogmatică și viață. Și biserica respinge tot ce se dovedește a fi potrivnic sau necorespunzător Duhului iubirii lui Hristos prin care ea trăiește. Fiecare fiu și mădular al bisericii, călătorind către această iubire, se poticnește, cade, săvârșește nelegiuirii, Biserica, însă, în adâncul său, cunoaște în Duhul Sfânt adevărul dragostei lui Hristos, iar că se ivește fie și cuvântul iubire, dar cu alt cuprins, Biserica nu se lasă ademenită de nicio filozofie, de nicio altă strălucită învățătură. Biserica nu se înșală. Să cotesc că fericitul Siluan, credincios fiu al Bisericii în scrierile sale în drumă către cel de pe urmă și mai temeinic criteriu al adevărului în biserică. Criteriul acesta este dragostea lui Hristos pentru vrășmași și smerenia lui Hristos. Starețul scria, nimeni nu poate cunoaște de la sine ce este dragostea lui Dumnezeu dacă nu-l va învăța Duhul Sfânt. Dar în biserica noastră dragostea lui Dumnezeu este cunoscută în Duhul Sfânt și de aceea vorbim despre ea. Domnul este bun și milostiv, dar noi, a grăi despre iubirea sa, nimic nu am putea în afara scripturii de nu ne-ar fi învățat Duhul Sfânt. Noi nu putem judeca decât în măsura în care am cunoscut harul Sfântului Duh. Sfinții grăiesc despre ceea ce cu adevărat au văzut și cunosc. Ei nu vorbesc despre ceea ce nu au văzut. Sfinții nimic nu grăiesc din mintea lor de Dumnezeu însuflată Scriptură este un cuvânt cât se poate de credincios, folositor pentru învățătura și îndrumarea către buna înfăptuire plăcută lui Dumnezeu. Însă cunoașterea de Dumnezeu culeasă din trânsa nu poate atinge căutata de săvârșire de nu ne va învăța și însuși Domnul prin Duhul Sfânt. Cu toată adevărata sa smerenie și blândețe, starețul Siluan zicea, cu o anume încredințare și neclătită lăuntrică întemeiere, că omul cu mintea sa nu poate ajunge la cele dumnezeiești care nu sunt cunoscute decât în Duhul Sfânt. De aceea, nici la Sfânta Scriptură, scrisă în Duhul Sfânt, nu se poate ajunge prin mijlocirea cercetării științifice, ci ajunge doar la unele laturi exterioare și amănunte, dar nici de cum la esență. Câtă vreme omului nu îi va fi dat de sus să înțeleagă scripturile și să cunoască tainele împărăției lui Dumnezeu, câte vreme nu se va fi smerit printr-o lungă luptă cu patimile și nu va fi cunoscut prin experiență în vierea sufletului său și toate cele ce se află pe această tainică și măreață cale, neapărat va trebui să se țină cu tărie de predania și de învățătura bisericii și să nu îndrăznească a învăța de la sine oricât ar fi el de învățat omenește, căci până și cele mai strălucite scorniri omenești de departe nu ajung la adevărata viață a Duhului. Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, într-o anume măsură trăiește în fiecare om și cu atât mai mult în creștini, dar nu se cuvine a exagera această mică experiență a harului și cu îndrăzneală a se întemeia pe ea. Duhul Sfânt pururea și cu adevărat, petrecând în biserică, răbdător și blând, caută și așteaptă fiecare suflet, dar însuși omul nu îi dă libertatea de a lucra în sine și drept urmare rămâne în afara luminii și a cunoașterii tainelor duhovnicești vieți. Prea adesea se întâmplă că omul, după o oarecare experiere a Harului, nu revine la el, ci îl pierde. Dar viața sa religioasă se concentrează în minte, ca înțelegere abstractă. Rămânând într-o astfel de stare, adesea el se socotește ca unul ce deține cunoaștere duhovnicească neprecepând că o asemenea înțelegere abstractă, chiar de de la o oarecare experiere a Harului, este propria de deformare a cuvântului lui Dumnezeu, iar Sfânta Scriptură, în esență, îi rămâne o carte pecetluită cu șapte peceți. Sfânta Scriptură este cuvântul pe care l-au găsit sfinți oameni ai lui Dumnezeu, purtându-se de Duhul Sfânt. Dar cele grăite de sfinți, nu sunt ceva total neatârnat de nivelul intelectual și de starea duhovnicească a celor cărora le grăiesc. Nu, acelea nu au fost cuvinte vii către persoane concrete și deci neapărat va greși interpretarea științifică, istorică, arheologică, filozofică și așa mai departe a Scripturii. În toată Sfânta Scriptură se ascunde statornicitul ultim cel, însă către acest unic și neschimbat cel Sfinții proroci, apostoli și ceilalți dascălei bisericii povățuiau pe acei oameni vii care îi înconjurau, pogurându-se la nivelul și înțelegerea lor. Cât se poate de strălucită în această privință este pilda Sfântului Apostol Pavel, care, bineînțeles, niciodată îndepărtându-se de la cea una a sa vederea lui Dumnezeu și de la cunoașterea lui, totuși se făcea tuturor toate ca oricum pe vreunii să mântuiască. Cu alte cuvinte, Pavel cu fiecare vorbea felurit. Și dacă vom cerceta epistolele sale numai cu o analiză științifică, esența sistemului său teologic negreșit va rămâne de neînțeles. Starețul Siluan mult cinstea știința teologică și pe cei ce se îndeletnicesc cu ea, dar atribuia rolul ei pozitiv și meritul ei numai condițiilor istorice ale vieții bisericii și nici de cum adevăratei e veșnice vieția Duhului. Cuvântul omenesc poartă în sine o oarecare nestatornicie și lipsă de precizie de neocolit. Și această trăsătură a sa rămâne până și în Sfânta Scriptură, astfel că numai în anumite limite este cu putință a exprima adevărul dumnezeiesc în cuvânt omenesc. Aceasta nu înseamnă că se înjosește cuvântul Dumnezeesc până la nivelul relativismului omenesc. Nu, Cuvântul staresului se întemeia pe faptul că dobândirea cuvântului lui Dumnezeu se face pe căile împlinirii poruncilor lui Hristos, iar nu pe căile cercetării științifice. Tot astfel învăța și Hristos. Și se mirau iudeii zicând, cum acesta știe carte fără să fie învățat? Răspunsa lor Iisus și a zis, învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. Devoiește cineva voia lui a face, cunoaște va pentru învățătura aceasta, oare de la Dumnezeu este sau de la mine grăiesc? Domnul a adunat întreaga Sfântă Scriptură într-un cuvânt scurt. Iubiți pe Dumnezeu și pe aproapele. Însă cuvântul lui Hristos, iubire, va rămâne întru toți vecii o taină pentru toți filologii. Cuvântul acesta este numele lui Dumnezeu însuși, iar înțelesul său adevărat se descoperă nu altfel decât numai prin lucrarea lui Dumnezeu însuși.